Je parle français de l'école maternelle Vorbesk Francesa de la Grediniz. Bonjour mes amis. Je veux commencer une petite série de vidéos pour les étudiants ou les étudiantes qui veulent faire du bénévolat dans les écoles maternelles pour sensibiliser les enfants au français. Pour attirer les tout petits vers le français, nous devons essayer une approche ludique et dynamique. Bonjour mes amis, bonjour Je veux commencer, une petite série de vidéos ou série de vidéos pour les étudiants ou les étudiantes, pour les étudiants pour qui veulent faire du bénévolat, care vor să facă voluntariat, dans les écoles maternel, în grădinițe, pour sensibiliser les enfants au français. Pentru a i sensibiliza pe copii, pentru a i atrage către franceză. Pour attirer les tout-petits vers le français, pentru a i atrage pe micuți spre franceză, nous devons essayer, trebuie să încercăm Une approche ludique et dynamique ou abordare ludique chez dynamique. C'est pourquoi la chanson, les contes, les poésies, les dessins, les jeux, les jeux de rôle doivent être toujours présents dans la salle de classe. Je répète, pour capter l'attention des tout petits, on doit utiliser de la musique on doit se servir d'activités artistiques variées pour susciter le plaisir d'apprendre c'est pourquoi de h la chanson quand cool, les le contin poésie le curime les poésies les poésies les chansons les dessins desenele, les jeux, jocurile, les jeux de rôle, jocurile de rol, doivent être toujours présents, trebuie să fie întotdeauna prezente, dans la salle de classe, în clasă. Je repet, repet, pour capter l'attention de tout petit, pentru a capta atenția micuților, on doa utiliser de la musique, Trebuie să folosim muzică, un îndoa su de activitate artistic varie, trebuie să apelăm la activități artistice variate, pur suscite le de a prendre, pentru a stârni plăcerea de a învăța. Unde toți că le chanson, le les le je, dă învid de alor utilisons le Je vous recommande la méthode l'élastique de Hugues Denizot. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. On sait tous, știm toți, că les chansons, cântecele, les contines, poezioarele cu rimă, les jeux, jocurile, donnent envie d'apprendre, ne fac să învățăm ne fac să avem chef să învățăm. Alor, atunci utilizăm le Să le folosim. Je vous recommande, vă recomand la metod Lelustic, metoda Lelustic de Yug Denizo. De Yug Denizo. Vous avez le lien dans la description de la video. Aveți linkul în descrierea videoului. Mini la mini șoarecele, va etră la marionet, o să fie marioneta, de la caravan du français, dans les écoles maternelles, a caravanei franceza în grădinițe, C'est un projet initié par l'ARPF Dolj, este un proiect inițiat de ARPF Dolj. Et la faculté des lettres de Craiova, chez de Mes chers amis, la langue française est une très belle langue. Je sais que l'anglais a gagné beaucoup de terrain en Roumanie. Je sais que l'anglais est partout, dans les chansons qu'on entend à chaque coin de rue, dans les magasins, sur tous les produits sur les blouses que les jeunes portent et que je vois tous les jours dans les couloirs à la télé dans les films que tout le monde regarde partout partout mes chers amis priez la langue française est une très belle langue limba française est une langue forte et je sais que l'anglais a gagné beaucoup de teren în România. știu că engleza a câștigat mult teren în România, a luat amploare. Je sais que l'anglais est partout, știu că engleza este peste tot, dans les chansons qu'on entend à qu chaque coin de rue, în cele pe care le auzim, la fiecare colț de stradă, dans les magasins, surtout les produits, în magazine pe toate produsele, siurle bluză că le jo port pe bluzele pe care tinerii le poartă, e că je vois tu le jur dans le culoar și pe care le văd în fiecare zi pe, cu, pe coridoare, a la tele, la televizor, dan le film că tout le monde regard, în filmele pe care toată, la care toată lumea se uită, partu peste tot, partu peste tot. Me, dar, je sais aussi că le francez sera toujours dans le cœur de roman. Știu de asemenea că franceza va fi întotdeauna în inimile românilor. Nous avons été un pays francofon. Am fost o țară francofonă. Redevenons ce qu'on a été. Un pays francofon să redevenim ce am fost o țară francofonă nous savons tous qu'il est important de connaître une langue étrangère nous savons tous qu'il est important de connaître une langue étrangère știm toți că este important să cunoaștem o limbă străină el anglais a sa place și engleza are locul ei mais dar une seule langue étrangère o singură limbă străină. Ne pura jame uvrir tot le port. Nu va putea niciodată să deschidă toate ușile. Fezon tu, pur atirele enfants Să facem tot ca să-i atragem pe copii, ele jen și pe tineri, vers le français, spre franceză. Le francez e pur le persoane qui se disting. Franceza este pentru persoanele care se disting. Qui se remarque dans la foule, care se fac remarcate în mulțime. Le français e pour les personnes spéciales. Franceza este pentru persoanele speciale. Pour les personnes qui adorent la musicalité de cette belle langue pentru persoanele care adoră muzicalitatea acestei frumoase limbi. Je parle français. Vorbesc franceză. Je comprends le français. Înțeleg franceza. Je m'exprime en français. Mă exprim în franceză. Wow! Wow! Că se beau, Ce frumos! Alor, atunci, parlăm toți cette belle langue. Hai să vorbim toți această frumoasă limbă. Je serai toujours ici. Voi fi întotdeauna aici. Sur la chaîne, le français avec Gabriel pe canalul Franceza cu Gabriela, chiene care s-a născut, de la passion pour le français, din pasiunea pentru franceză, pur vă zede, ca să vă ajut, a découvrir, să descoperiți, le plaisir d'apprendre, plăcerea de a învăța et de parler français și de a vorbi franceză. Nu pas de vous abonner à la chaîne Le Français avec Gabriel. Nu uitați să vă abonați la canalul Franceza cu Gabriela. Se est gratuit. Este gratuit. I în plus și în plus să mă motiv a continuie. Mă motivează să continui. A bientôt. Pe curând.